Slăvit să fie în numele Domnului! În Sfânta Scriptură există, mai exact în Noul Testament, ne sunt descoperite 50 de motive pentru care Domnul Isus Hristos a venit în lumea noastră. 50 de motive în 27 de cărți, cât are Noul Testament. Unul dintre cele mai extraordinare motive care ne este descoperit este din Ioan capitolul 18, când Domnul Isus Hristos este înaintea guvernatorului Pilat, cu versetul 33 și Pilat îl întreabă în odaia lui de judecată, Ești tu împăratul iudeilor? Ești tu împăratul iudeilor? Versetul 37, Iisus i-a răspuns, Da, sunt, eu sunt împărat și pentru aceasta m-am născut. Versetul 37, băieți, și pentru aceasta m-am născut. Ești tu împărat? Da, sunt. Și pentru asta m-am născut. M-am născut să fiu împărat. M-am născut ca să vin să mărturisesc despre adevăr. M-am născut să vin cu un adevăr de dincolo de lumea aceasta ca să dau semnificație în întunericul lumea acesteia. Și adevărul este că noi putem avea semnificație în viață pentru că cineva de dincolo, copilul care s-a născut, fiul care ni s-a dat, a venit și ne-a dus adevărurile veșnice ca noi astăzi să trăim prin ele, lăudați să fie Domnul. Și Biblia spune, noi, omul nu trăiește numai cu pâine și cu apă, și omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea, în această dimineață, ne vom uita la acest Iisus Hristos care s-a născut să fie împărat. Un împărat al adevărului, un împărat al luminii. Ca așa a început Isaia, capitolul 9, cu versetul 1. Totuși, întunericul nu va domni veșnic. Nu va domni veșnic. Și poate în această dimineață ești în întuneric. vreau să vă spun ceva, Hristos a venit să aducă lumina. Și adevărul este lumina. Și lumina lui Isus Hristos trebuie să, facă, trebuie să aducă bucurie în viețile noastre. Într-o lume măcinată de minciună, de ură, de invidie, de răutate, de necredință, într-o lume a întunericului, există speranță. Totuși, spune Biblia, întunericul nu va domni veșnic. De ce? Se va naște Hristos, și Isaia îl vede cu 800 de ani de zile înainte, se va naște cineva care va veni să fie lumina lumii. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și vitează în lupte. Domnul care a ieșit biruitor și a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară, lăuda să fie Domnul. Frați și soro, dacă Iisus Hristos s-a născut să fie împărat, așa a spus, eu pentru asta m-am născut să fiu împărat, întrebarea este, cum îmi impactează împăratul acesta viața? 2023, gata, s-a dus. Cum îți impactează împăratul căsătoria ta? Cum îți impactează împăratul emoțiile tale, gândurile tale? Cum îți impactează împăratul acesta care s-a născut? Cum îți impactează businessul tău? Care sunt acele adevăruri ale împăratului citite în Sfânta Scriptură care te-au impactat în așa fel încât tu nu mai trăiești ca lumea pentru că tu cunoști adevărul și Hristos este adevărul? Și Biblia spune, eu sunt un împărat și pentru asta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. Și oricine este născut din Dumnezeu, ascultă de adevărul Dumnezeu. Cum s-a impactat împăratul născut viața cu adevărurile lui? Vedeți, noi trăim într o lume în care ni se spune că nu mai există adevăruri absolute. Deja deci, această afirmație este un adevăr absolut că nu mai există adevăruri absolute, nu? Nu mai există adevăruri absolute spune. Fiecare, eu dacă vreau să cred că Ăsta e șervețel, e bine. Dacă tu vrei să crezi că asta e uh, un cozonac, eu n-am voie să spun că nu e adevărat, fiecare cu adevărul lui. Adevărul e relativ, spune ei. Bineînțeles că e o prostie. Că fiecare cu adevărul lui. Bineînțeles că e o prostie. De ce? Pentru că realitatea e dură. Realitatea ne arată că toți oamenii când văd roșu la semafor, toți se opresc. Nu zice, A, mi, mi se pare că e verde. Ăsta e adevărul meu. Știe că moare dacă intră pe roșu, nu? Adevărul e totdeauna absolut. Pușcările sunt pline de ce? Pentru că adevărul e absolut. Păi știi, mie nu mi se pare că a fost o uh, infracțiune. Legea spune, ăsta e adevărul, ai don't care ce, ce spui tu, ăsta, adevărul e totdeauna absolut. De aceea, spitale de psiatrie sunt pline de ce? Pentru că adevărul este absolut, conștiința roade. Există ceva pus de Dumnezeu în noi, adevărul întotdeauna este absolut. Și Isus Hristos a venit să aducă niște adevăruri veșnice și El însuși este calea, adevărul și viața. Și el spune, eu pentru asta m-am născut, ca să mărturisesc despre adevăr. O lăuda să fie Dumnezeu. De aceea, în anul 2023, citește scrisoarea pe care Împăratul ți-a lăsat-o. Citește biografia lui Isus Hristos. Citește cele patru Evanghelii. Citește Noul Testament. Îmbibă-te cu adevărul lui Hristos, ca aceste adevăr să-ți impacteze viața. Și vreau să vă spun că dacă sunt aici, în fața voastră, și sunt în biserică, și oricare dintre noi, putem spune că ceea ce ne-a ținut în lumea asta a fost cuvântul lui Dumnezeu adevărul veșnic al lui Dumnezeu. Și de aceste sărbători să fie și o sărbătoare în care să proclamăm adevărul lui Isus Hristos. El pentru asta s-a născut, să mărturisească niște adevăruri de dincolo, să le aducă în întunericul nostru ca să dea semnificație vieții noastre. De aceea, mă rog ca de aceste sărbători să fac decizii în viața ta, Doamne, vreau să citesc Sfânta Scriptură. Vreau să cunosc adevărul tău. Uite, spre exemplu, o metodă. Citești 5 psalmi pe zi, ori 30 de zile, într-o lună de zile citi cartea psalmilor. 150 de psalmi. Un capitol de proverbe, ori 31 de zile, o dată pe lună, o dată pe lună citești cartea proverbe. Watchman Eva mai spus, citea Biblia odată pe, citea Noul Testament odată pe lună. No Bible, no breakfast. Nu au existat oameni care să-i folosească Dumnezeu, indiferent cât de mult s-au rugat. E bună rugăciunea. Dacă n-au stat cu adevărul lui Dumnezeu, cu aceste bucate miezoase, ca să-i țină puternici pe care Dumnezeu, Dumnezeu nu i-a putut folosi. Uitați ce zice Biblia în Psalmul 119 cu 92. Spune Biblia așa, dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, zice stare, aș fi pierit. Fă din legea lui Dumnezeu de sfătarea ta. Pentru că atunci când vei fi pe buza prăpastii, să ai să ai o promisiune de care să te prinzi, să spui, Doamne, rămân în picioare, pentru că și cuvântul Tău este adevărul, Doamne. Doamne, nu mai cred în mintea mea, nu cred în logica mea, Doamne. Biblia spune, nu te încrede în înțelepciunea Ta, ci încrede te în Domnul din toată inima Ta. Lăuda să fie Domnul. Ce sărbătorim zilele acestea? Că s-a născut Isus să fie un împărat. și împărat? Un împărat al luminii, un împărat al adevărului, care să mărturisească despre adevăr, lăuda să fie Domnul. De aceea, ca o primă aplicație, haideți să spunem, Doamne, de sărbătorile astea, vrem, Doamne, cuvântul Tău, Doamne, să impacteze viața noastră. Adevărul cuvintelor tare pe care ne l ai trimis prin Isus Hristos, să dea semnificație în întuneric cu vieții noastre. Doamne, vrem să strângem cuvântul Tău în inima noastră. Amin? Uitați-vă la un alt lucru cu privire la Pilat. Pilat are o oră de har, are o zi de har în viața lui, în care îl are înaintea lui pe împăratul împăraților și domnul domnilor viața lui putea să ia o turnură extraordinară, pentru că are privilegiul să-l aibă pe Iisus Hristos în fața lui. Și Iisus Hristos îi se descopere cine îi. El spune care are o împărăție care nu e din lumea aceasta. El vorbește despre adevărul mare lui Dumnezeu. Și care este atitudinea lui Pilat? Atitudinea lui Pilat este una de o respingere respectoasă. Și-a luat un ligian, și a spălat mâinile și a zis, eu sunt nevinovat, eu sunt nevinovat de deci, sângele acestui neprihănit, nu găsesc nicio vină în el, zice, da totuși, bateți-l și puneți-l pe cruce. Are harul să stea înainte cu Dumnezeu. Are harul să-l vadă pe Dumnezeu în carne și oase. Are harul să audă adevărul lui Dumnezeu. Și în loc să capituleze, îi place mai mult puterea politică, îi place mai mult să fie loial lui Cezar decât Împăratul Împăraților care stă înaintea lui, în care cu adevărat nu găsește nicio greșeală. Și ce face el? Respinge ora harului, respinge acea zi a harului în care Împăratul Născut stă în fața lui. Ce vei face tu? Dacă ești nemântuit, sau poate ești mântuit și ai domenii în care Împăratul nu domnește în viața ta, ce vei face tu? Vei fi ca și acei fermieri care, zice Biblia, după ce duhurile au intrat în porci, Marcu 5 cu 17, zice Biblia că l-au rugat pe Hristos ce să facă? Să plece. Da? Să plece. Au început să roage pe Isus. Știi frumos, dar știi viața mea personală, dar nu, 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 te băga. Poți să faci așa. Poți să îl respingi politicos, te speri pe mâini, e ok, e ok. Sau poți să capitulezi înaintea lui Isus să spui, Doamne, nu-mi vine să cred că am în fața mea pe Fiul lui Dumnezeu. Doamne, mă prăbușesc înaintea Ta. Ca magii de altă dată, Doamne, mă prăbușesc înaintea Ta, Doamne. Și mă închin cu fața până la pământ, Doamne. Pilat a fost un om care a respins ora Harului. Pilat a respins o zi a Harului, în care împăratul născut stă în fața lui și mărturisește adevărul. Și iată-l pe Pilat că rămâne în întuneric. Știți cum a murit Pilat? Istoria sacră spune că Pilat, după ce și-a terminat guvernamentele lui acolo, s-a dus să se pensioneze și s-a dus într-o cabană în munții Genevei. Și acolo, omul acesta, toată viața lui, s-a spălat pe mâini, era obsedat că-i murdar de sânge. Și oricât se spăla, nu mergea pata aia nici cum. Nici cum. Nici cum. Pentru că a avut o oră harului, în care a dat cu piciorul în ora harului, în acea zi a harului. Și a rămas cu remușcări toată viața ca a vândut un sânge nevinovat, măcar că soția lui a spus, vezi să n-ai nimic de a face cu neprihănitul, cu neprihănitul acesta. Frați și soror, dragi prieteni, este o vreme de cercetare în care Dumnezeu ne vorbește, dar există apoi și o vreme de împietrire. Este un verset în Biblie care pe mine întotdeauna îmi produce așa o stare de, de, de superveghere, să numesc așa. Ieremia, capitolul 46 cu 17. Biblia spune așa, acolo strigă. Faraon, puneți acolo Pilat. Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu. De ce? Că a lăsat să treacă clipa potrivită. Ești un iudeilor? Eu pentru asta m-am născut. Să mărturisesc despre adevăr. Și cum a ajuns faraon? Cum a ajuns Pilat? Cum a ajuns un pustiu? De ce? Pentru că i-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu stă în fața lui și lasă să treacă clipa potrivită. Frați și surori, versetul acesta ar trebui să intre în inimile noastre, să spune, Doamne, nu mă lăsa, Doamne, să trec pe lângă harul Tău, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să mă prăbușesc și să mă fac mic înaintea Ta, Doamne, și să primesc clipa cercetării mele. Dacă în această dimineață ești aici și nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos, indiferent cine ești, să știi că asta este clipa potrivită în care să te prăbușești înaintea lui Isus, să lași politica ta, să lași agenda ta, să spui, Doamne, nu mă mai interesează, Doamne, nu mă interesează ce zice lumea, ce zic preoții, ce zic, ce zice Cezar, Doamne, ce zice lumea asta. Doamne, vreau să capitulez înaintea ta, lăudat și onorat să fie numele Domnului. Amin. Doamne, cercetează-ne Tu, Doamne. Doamne, mântuiește viețile noastre. Ajută-ne să-L primim pe Iisus Hristos ca Domn, ca Împărat, ca Cel care a venit să mărturisească despre adevăr, slăvi să fie numele Domnului. Apostolul Pavel, făcând referire la acest discurs al lui Iisus Hristos în fața lui Pilat, îl încurajează pe tânărul Timotei. În 1 Timotei, capitolul 6, Biblia spune așa, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 13, se pare că Pavel aude de această mărturie a lui Isus Hristos de la Sfinții Apostoli și spune așa: Timotee: te îndemne înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Ce mărturie a făcut? Eu sunt împărat. Eu pentru asta m-am născut, să fiu împărat. Și, doi, slujirea mea este să mărturisesc despre adevăr să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până arătarea Domnului nostru Isus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor. Cum s-a prezentat Isus înaintea lui Pilat? Împărat. Cum îl numește Pavel pe Isus Hristos? El este împăratul împăraților și el este domnul domnilor. Timotei, uite-te la mărturia lui Isus uite te la demnitatea lui Isus. uite te cum a ținut adevărul în fața lui Pilat și nu s-a lepădat de adevăr și a fost un mărturisitor al adevărului. Timotee, ce vremuri vor veni în slujirea ta cu alte cuvinte. Timotee, aduți aminte versetul 13. Aduți aminte de Isus Hristos, de demnitatea lui, de puterea lui în fața guvernatorului Pilat din Pont. Ce mărturie frumoasă și nu s-a dat înapoi. Și a mărturisit adevărul. Timotee, cu orice preț ține adevărul sus. Știți cum a murit Timotei după această scrisoare? Timotei era un băiat așa la 38-40 de ani. Nu era chiar așa tânăr, dar era la jumătatea vieții, spunem noi. Știți cum a murit Timotei? Tânărul ăsta timid, Dumnezeu nu ți a dat un du de timiditate, de frică. Știți cum a murit? S-a făcut în Efes, unde era el prezbiter, s-a făcut un marș în cinstea zeiței Diana. Și ce a făcut Timotei, prezbiterul din Efes? s-a dus și a confruntat toată acea gloată și a zis, nu Diana e împărat, Isus este împăratul, Isus este Domnul, Domnul și împăratul împăraților. Știți cum a murit apoi? Cu bâte de la ca de baseball. A murit martir sub bâtele propriului lui concetățeni. Așa a murit. Dar a ținut mărturia. Tendem să țin mărturia aceea frumoasă. A dus aminte de Isus care a ținut mărturie și da, a murit. Timotee, să fii bărbatul lui Dumnezeu, să mărturisești adevărul și dacă te costă viața. De aceste sărbători, înțeleg că noi, slujitorii și nu numai, trebuie să ținem mărturia lui Isus Hristos. Trebuie să o ținem cu orice preț, într-o lumea întunericului, să ținem sus cuvântul vieții, să strălucească Isus Hristos. Lăudați să fie Domnul. Care va fi atitudinea noastră de aceste sărbători? Să spui, Doamne, vreau să fiu un mărturisitor al adevărului. Vreau să mărturisesc că tu te ai născut să fii împărat și să aduci adevărul cerului în viețile noastre. Leudat să fie Domnul. Amin. Ce au făcut magii înaintea împăratului? S-au aruncat cu fața la pământ. Ce a făcut leprostul? S-a închinat înaintea lui Isus Hristos. Ce a făcut Toma? I a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Să fie o sărbătoare în care să nu-l asfixiem pe Isus Hristos cu ornamente și cu cadouri și cu uh, rochi și cu uh, garderobe și mai știu câte lucruri, cărnați și uh, orice altceva, și să uităm de sărbătorit. Și să le mai punem pe of să stingem totul și să fie parte din zi, zi peste viața noastră în care să ne prăbușim, să te închizi în camera ta și chiar cu adevărat, realmente fizic mă refer, să te pleci cu fața la pământ, pune capul pe mochetă și spune, Doamne, mă închin înaintea ta, tu ești împăratul împăraților, tu ești domnul domnilor, tu pentru asta te-ai născut, Doamne, să primești închinare. Mulțumesc că ai venit să mărturisești despre adevărurile din cer, ca să dai semnificație vieții mele. Frați și surori, să nu fi ca lumea. Să nu-L nu fixem pe Iisus Hristos în tot ce înseamnă lumea asta. Bun, e ok să, să avem casele curate, să mâncăm și așa mai departe, dar să nu uităm de sărbătorit. Hristos a născut să fie împărat. El merită toată slava și toată gloria. Lăuda să fie Domnul! Amin, infra și surori? Dar cine este cu adevărat mai exact acest împărat? Cine este acest împărat? Uitați-vă în Isaia, capitolul 9, versetul 6. Isaia, capitolul 9, versetul 6. Biblia spune așa... <coughs> Căci un copil ni s-a născut. Asta indică spre umanitatea lui. Copilul se naște, copilul are început, copilul are carne și oase. Un fiu ni s-a dat. Fiul nu se naște, fiul ni se dă. El a preexistat din totdeauna împreună cu tatăl. Ce înseamnă asta? Că fiul care este Dumnezeu ce face? Ia carne și oase. Fiul se întrupează. Copilul se naște partea umană, dar fiul nu se naște. Fiul este din totdeauna. El ni se dă. El vine și îmbracă natură umană. Lăuda să fie Dumnezeu. De aceea cine este acest Iisus Hristos? Este 100% om și 100% Dumnezeu. Este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Uitați-vă în versetul Ioan capitolul 18 cu versetul 37. Să vedem mai exact lucrul acesta. Ești împărat? dar sunt. Împărat. Eu pentru aceasta, eu pentru aceasta m-am născut. Observați, umanitatea indică umanitatea. M-am născut și am venit în lume. A, ah, tu ai venit în lume. A ah, înseamnă că tu ai existat înainte de Betleem. Tu ai preexistat, cu alte cuvinte. Ce înseamnă asta? Că Isus Hristos este om pe deplin și Isus Hristos este Dumnezeu pe deplin. Lăudați să fie Domnul. Cel care s-a născut pentru noi nu este un simplu profet, nu este un simplu, nu este un simplu învățător moral, ci este Dumnezeu care a coborât în carne și oase, slăvi să fie Domnul. Și vreau să vă spun că există o necesitate logică ca Iisus Hristos să, să ia trup și să vină să moară pentru noi. Zilele acestea am fost întrebat, bine, bine, frate Gabi, dar dacă Dumnezeu e tot puternic. Nu putea Dumnezeu pur și simplu să mântuiască lumea asta așa, să o ierte așa, pur și simplu pe gratis. Să nu mai fie nevoie de întrupare, să nu mai fie nevoie de cruce, pur și simplu să se întru... să, să ne ierte Dumnezeu așa. Nu putea, nu am zis. Păi dar nu e la tot puternic, ba da. Doar că tot lui este limitată de caracterul lui Sfânt. Spre exemplu, este Dumnezeu tot puternic, da sau nu? Da. Dar, titul 1 cu 2 spune Biblia așa, Dumnezeu nu poate să mintă. Păi cum dacă e atotputernic? Simplu, atotputernicia lui nu înseamnă că poate să meargă împotriva naturii lui Sfinte. Când Dumnezeu vorbim că este atotputernic, El nu poate să se tăgăduiască pe El însuși. El poate să facă orice conform cu natura Lui. Amin? Așa că spui Dumnezeu, nu ne puteai așa pe gratis, dacă e atotputernic. Nu. De ce? Pentru că Dumnezeu nu este numai bun, Dumnezeu este și drept. Și Biblia spune, plata păcatului este moartea. Fără vărsare de sânge nu este, nu este iertare. Așa că Dumnezeu trebuia mai întâi să satisfacă dreptatea Lui. Dumnezeu trebuia să, își, să, să, să dreptatea Lui să fie satisfăcută văzând sângele Lui Isus Hristos, ca astfel să rămână drept față de o lume întreagă că i-a iertat și în același timp să socotească neprihăniți pe toți cei ce vor crede în Isus Hristos. De aceea este importantă întruparea Lui Isus Hristos, pentru că fără vărsare de sânge nu există iertare. Dreptatea lui Dumnezeu trebuia să fie satisfăcută. Și asta când a văzut sângele ispășirii, cum spune Apostolul Pavel. Uitați ce zice Apostolul Pavel în capitolul 3. Biblia spune așa, versetul 25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte. Să fie prin credința în sângele său. O jerfă de ispășire. Ca să-și arate neprihănirea lui că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării al lui Dumnezeu. Și-și -și arate 3 cu 25, să-și arate neprihănirea, dreptatea lui. Cum? Prin sângele ispășirii. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totul să socotească neprihănit sau drept pe cel ce crede în Isus Hristos. De deci ce a trebuit Isus Hristos să se întrupeze? Ca Dumnezeu să rămână drept, să spună întregii lumi, da, ai fost bun cu lumea asta, pentru că mai întâi ai fost drept și ai ți -a arătat dreptatea prin faptul că Isus Hristos a plătit și a dat satisfacție păcatelor mele și păcatelor tale. Și eu prin credința în El, eu sunt socotit neprihănit. Dumnezeu rămâne drept și eu sunt socotit neprihănit prin credința în sângele lui Isus Hristos. Așa că Isus Hristos nu putea să vină în Duh. Isus Hristos trebuia să vină în trup. Pentru că fără vărăsare de sânge nu există iertare. Și tatăl trebuia să vadă sânge. De aceea, într era o necesitate logică. De ce? Să satisfacă cerințele unui Dumnezeu sfânt și drept. Și anume, plata păcatului este, este moartea. Și astfel că prin credința în jertfa lui Hristos, jerfa lui îmi dă imunitate față de judecata lui Dumnezeu. Hristos a fost judecat în locul meu, ca eu prin credință să fiu socotine prihănit, lăudat să fie Domnul. Am frați și surori? M-a întrebat cineva, bine, bine, frate Gabi, dar nu putea Isus Hristos să... Nu putea Dumnezeu să trimită un înger să se întrupeze. Un înger. Nu, Dumnezeu nu putea să trimită un înger. De ce? Iov 4 cu 18, Biblia spune așa. Dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi și dacă găsește el greșel chiar la îngeri. Îngerii sunt persoane finite. Singurul fără greșeală este cine? Dumnezeu. Găsește Dumnezeu greșel și la îngeri. Da, zice Biblia. Și cum trebuia să fie mielul pentru jerfa păcatelor noastre? Cum trebuia să fie? Fără pată? Fără zbârcitură. Uitați ce zice Biblia, Evrei 7 cu 26. Biblia spune așa. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuie acum. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și mai înălțat de ceruri. Cine putea să fie atunci acesta? Cine? Doar Dumnezeu care trebuia să vină în persoana Fiului Său Isus Hristos. De aceea, cel care trebuia să vină să plătească păcatele noastre, trebuia să fie unul fără pată, fără zbârcitură, fără niciun păcat. Și acesta nu putea fi altul decât cine? Decât Domnul Isus Hristos. De aceea noi mărturisim astăzi că cel care s-a întrupat nu este primul înger creat, cum spun marturile Jehova. Nu, Isus Hristos este de aceeași natură cu Tatăl. El este coegal, co-substanțial și coeter. El a existat din totdeauna împreună cu Tatăl. Amin? Amin? Amin. De aceea, de aceea ne, întruparea lui Iisus Hristos a fost o necesitate logică. De ce? Pentru că trebuia vărsare de sânge. Plată păcatului cineva trebuia să plătească. Și acel cineva trebuia să fie fără pată și fără zbârcitură, care să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu împotriva mea. Și cine putea fi acela fără păcat? Cine? doar Fiul lui Dumnezeu, care nu are niciun păcat, lăuda să fie Domnul. Vă imaginați dacă Isus Hristos ar fi avut o singură greșeală. Jerfa lui Hristos nu mai era primită înaintea Tatălui. N-a ducea satisfacție la dreptatea lui Dumnezeu. Dar pentru că Isus Hristos a fost fără greșeală, este miel lui Dumnezeu. Jerfa lui a fost primită de bun miros înaintea Tatălui. Și noi astăzi suntem socotiți drept neprihăniți prin jerfa lui Hristos. Lăuda să fie Domnul. Amin? De aceea zice Biblia în 1 Ioan, capitolul 4, Spune Biblia așa, 1 Ioan capitolul 4. Biblia spune așa. Prea să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după aceasta. Orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. De ce zice Apostolul Ioan lucrul ăsta? Pentru că în Biserica Domnului, imediat după ce Isus a înălțat la cer, a existat o elită de predicatori, elită în ghilimele, pe nume Gnostici. Și gnosticii susțineau curentul docetismului. Docheo apărea. Și ce spuneau acești predicatori elevați? Ce spuneau? Oh, materia asta e rea, e păcătoasă. Asta e rea, e păcătoasă. Trupul ăsta e rău, e păcătos. Așa că Dumnezeu care e sfânt și drept, El nu putea să-și asume o natură umană păcătoasă. Așa că Isus Hristos a venit în Duh, n-a venit în trup. Nu, materia asta e rea, trupul e rău. Li s-a părut la ucenici că l-au văzut pe Isus, dar Isus a venit în Duh, n-a venit în trup. Și uitați ce abrupt își începe Ioan Epistola. Un Ioan 1 cu 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit, ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Aceea vă vestim vouă. Și vine și spune, hei, eu am stat cu capul pe pieptul lui Iisus Hristos. Acest Iisus Hristos a avut carne și oase, s-a născut, Ba mai mult, uitați-vă la versetul 7. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Pe păi, dar un duh nu are sânge. Era o necesitate logică să vină în trup Iisus Hristos. De ce? Pentru că un duh nu are sânge. Trebuia să aibă trup. Și astfel că prin sângele ispășirii noi putem să fim astăzi mântuiți, lăuda să fie Domnul. Amin? Și Ioan vine și îi spune în capitolul 4, versetul 2, orice duh care mărturisește că Isus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Dacă cineva nu mărturisește asta, indiferent cât de elevat ar predica, indiferent cât de grozav ar predica, dacă spune că Isus Hristos a venit în duh și n-a venit în trup și neagă întruparea și nașterea lui Hristos, el este a Duhului Anticrist, este Antichrist, este împotriva lui Isus Hristos. Și acum, doar o scurtă aplicație. Vedeți, noi suntem biserică pentecostală, și credem că toate darurile Duhului Sfânt sunt active în biserică până la răpirea bisericii. Amin. Credem lucrul acesta. Însă există o, o chestie care, personal, cred că asta e adăugată de prorocii de la ei. Nu că e rău, dar nu cred că Duhul le spune să spună lucrul ăsta. Și anume, vine și ține o prorocie în biserică. Și repede după ce o să nu prorocia, prorocia poate să fie de la Dumnezeu sau nu. Și imediat după ce, după ce rostește prorocia, Puneți versetul 2. Imediat zice, Iisus Hristos a venit în trup. De ce? De ce? Ca să arate de fapt că dacă mărturisești că Iisus a venit în trup, înseamnă că Duhul ăla prin care procești e de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaște după asta. Orice Duh care mărturisește că Iisus a venit în trup este de la Dumnezeu. Și să-și autentifice prorocia bună sau rea. Că poate să fie de la Dumnezeu. Sau poate să nu fie de la Dumnezeu. Imediat pune ștampila. Nu? No? Eu am zis că Iisus a venit în trup. Înseamnă că eu de la Dumnezeu. Eu cred că asta e o adăugare de la ei. De ce? Pentru că noi astăzi, în bisericile noastre, noi nu avem problemă să credem în întruparea lui Isus Hristos. Dar noi chiar nu-i problema asta ca nefez. Eu cred că ar trebui să spună prorocii gen. Lecomia este păcat. E mult mai actuală. De aceea ce vreau să spun, când cineva vine și prorocește și pune repede, Isus a venit în trup. Eu nu zic să nu crezi, dar să-i cercetezi. Nu, nu, eu o zis asta la sfârșit, înseamnă că trebuie să fie de la Dumnezeu că prorocia e neapărat de la Dumnezeu doar pentru că o zis asta. Poate să fie, dar s ar putea să nu fie. Și trebuie să judești prorociile. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la asta. Amin? Deci iată, iată necesitatea întrupării lui Iisus Hristos. Iisus a trebuit să fie o jerfă de ispășire, sângele ispășirii. Trebuia vărsare de sânge. Și metoda lui Dumnezeu a fost crucea lui Hristos. Metoda lui Dumnezeu a fost întruparea lui Iisus Hristos. Astfel că el rămâne drept față de el. Și față de caracterul Lui Sfânt și totuși poate să mă socotească pe mine drept. De ce? Pentru că am crezut în Fiul Său, în Iisus Hristos. Ba mai mult, uitați-vă la o altă necesitate logică. Apostolul Petru spune așa, în 1 Petru, capitolul, capitolul 1, versetul 18. Biblia spune așa. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire chi cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Spuneți-mi, cum este sângele lui Hristos? Spuneți-mi cum e? Scump. Și mai cum? Fără cusur și fără prihană. Întrebarea este: De ce sângele lui Isus Hristos este scump? Și de ce? Pentru că natura lui umană n-a fost afectată de păcatul Adamic. Sângele meu e scump, nu e scump. Pentru nevastă, da. Sângele nostru e scump? Nu! De ce? Pentru că sângele meu este afectat de păcatul adamic. M-am născut cu o natură adamică. Dar sângele lui Iisus Hristos este scump. De ce? Pentru că el a fost om pe deplin, dar cu o natură ca lui Adam înainte de cădere. Adică fără de păcat. De aceea atunci când Iisus Hristos a fost zămislit în pântecele Mariei, noi credem că Dumnezeu a luat ceva din Maria așa curățat în așa fel încât Fiul lui Dumnezeu să poată să, să lășluiască, să, să stea în pântecile Mariei. De aceea sângele lui Hristos este scump de ce? Pentru că el nu are o natură păcătoasă ca și noi. Doi la mână. Sângele lui Iisus Hristos este scump de ce? Pentru că tata lui n-a fost un urmaș căzut al lui Adam. Dacă Iosif sau altcineva ar fi însărcinat-o pe Maria, spuneți-mi, ar mai fi fost sângele lui Hristos scump și fără prihană, da sau nu? Nu, de ce? Pentru că, pentru că, medicina spune, nu eu, că sângele întotdeauna vine de la tată, nu de la mamă. Adică dacă o femeie trăiește cu 10 bărbați și rămâne însărcinată și nu știa cu ei bărbatul, foarte simplu, sângele vine de la tată. Face analizele de sânge de la copil și de la cei 10 pretendenți, ADN-ul. Și vei vedea, găsești cine e tata. Că sângele vine de la tată. Dacă sângele venea de la un urmaș căzut al lui Adam, Iosif sau oricare altul, mai era sângele lui Hristos scump. Da sau nu? Nu. Era afectat de natura păcătoasă, dar dacă tata lui este Dumnezeu care prin Duhul Său cel Sfânt a însărcinat-o pe Maria, atunci da, sângele lui e scump și este fără prihană și ne poate curăți. De ce? Pentru că tata lui nu este un urmaș căzut al lui Adam, ci este Dumnezeu Sfântul care prin Duhul Sfânt a însărcinat-o pe Maria. Vreau să aud un amin. Amin? De aceea e importantă nașterea lui Isus Hristos, pentru că sângele lui scump, neafectat de păcatul Adamic, este sângele ispășirii. Lăuda să fie Domnul. Binecuvântat să fie Domnul. Deci, iată umanitatea lui Isus Hristos. Haideți să vedem în textul care l-am citit câteva lucruri despre divinitatea lui Hristos. Uitați ce zice Biblia în Isaia, capitolul 9. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi cum? Minunat. Care ți este numele? Numele meu este minunat, spunea Dumnezeu în Vechiul Testament. Acesta este un nume al lui Dumnezeu, al lui Jehova însuși. Nimeni nu are numele acestea decât, decât Dumnezeu. Este Isus Hristos Dumnezeu? Este minunat, sfetnic, sfătuitor. În întunericul în care exista poporul Israel atunci, de ce Biblia, se va naște cineva care îți va da sfaturi care sunt, care sunt minunate, un sfetnic minunat. Și acum ascultați. Îl vor numi cum? Minunat. Sfetnic. Zice stare. Este Isus Hristos Dumnezeu. Acest copil care se naște este Dumnezeu. Ei, Dumnezeu tare. Oh, vin martorul Jehova și... Nu, no, trebuia să scrie atotputernic. Acum el e numai tare. Dumnezeu Jehova e atotputernic. Bun. Dăm o pagină mai încolo. 10 cu 21, zice deci, Biblia așa, referindu-se la Jehova. O rămășiță, rămășița lui Iacov, se va întoarce la Dumnezeul cel, cum e Jehova. Puternic, exact același atribut care îl, care îl dă lui Jehova, Dumnezeul cel puternic. Același atribut îl dă și cui? Și fiului. Cum e fiul? Ca tatălui. Puternic. Lăudați să fie Domnul. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că altfel te închine înaintea lui Isus Hristos. Când îți dai seama că Isus Hristos nu e un Dumnezeu mai mic, nu e un înger creat, nu este un profet care a venit de nu știu unde, ci este Dumnezeu care s-a întrupat. Dumnezeu Fiul, cea de-a doua persoană din Trinitate, s-a întrupat ca să vină să moară pentru păcatele noastre. Uitați mai departe ce zice Biblia. Și îl vor numi, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare. Și acum ascultați, părintele, ce înseamnă părintele? Meu? Originatorul, tatăl. După cum satana este numit tatăl minciunii, nu? La fel, uitați de ce zice Biblia. Iisus Hristos este părintele, tatăl veșnicilor. Cel care a creat infinitul, cel care a creat veșnicilor. Cel care n-are început și n-are sfârșit. Și cine este acesta? Cine poate să fie veșnic fără început și fără sfârșit? Cine? Fiul lui Dumnezeu. De aceea, da, copilul s-a născut, are un început, dar fiul nu se naște. Fiul ni se dă, el a preexistat, el a creat Veșnicile. el este Domnul Păcii, Dumnezeu tare, lăuda să fie Domnul. Da ce zice Biblia în Ioan 1 cu 1, Biblia spune așa, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu, două persoane. Și cuvântul ăsta care era cu Dumnezeu era Dumnezeu, zice Biblia. Și acest cuvânt, versetul 14, zice Biblia, Cuvântul ce a făcut? S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Cine s-a făcut trup? Cuvântul. Cine este Cuvântul? Dumnezeu. Cine s-a întrupat? Cine a venit să moară pentru noi? Cel care este pe deplin om și pe deplin Dumnezeu. 100% om și 100% Dumnezeu. Ei, Martorul Jehovah, zice, nu, 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 nu. Acolo la început era Cuvântul, unul cu unul, zice Biblia așa. La început era Cuvântul. E o altă traducere. O schimbat cu, cât ori putut mai mult. Și spune și un cuvânt era cu Dumnezeu. Ca și cum Isus Hristos este una din mai multe creatori. Măcar că în greacă e articulat cum e în, în limba română tradus. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Hai să zicem că e așa cum zghei. Măcar că nu e adevărat. Ce faci cu versetul 3, care le dă peste nas? Cât casa? Uite așa de zice Biblia. Toate lucrurile. Haideți să citim cu toții. Și toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut bun. Dacă toate lucrurile, vă rog să rețineți, dacă toate lucrurile au fost făcute prin El, înseamnă că El însuși n-a fost făcut sau creat, pentru că toate createle au fost făcute prin El. Asta înseamnă că El nu poate fi o creatură, ci El trebuie să fie creatorul pentru că toate createle le-a făcut Hristos. Amin? Amin. Și Biblia continuă și spune, și nimic din ceea ce a fost creat, o pune și la negativ, să nu rămână dubiu, și nimic din ceea ce a fost făcut sau creat, n-a fost făcut fără El. Înseamnă că El însuși n-a fost creat. Pentru că toate createle au fost făcute prin El. Asta înseamnă că El nu este o creatură. Asta înseamnă că El este creator. Cine a venit să se întrupeze? Cine a venit? Nu un simplu înger. Arius, în 325 la Nicea, a susținut că Isus Hristos e un înger creat. Știți cum a murit Arius? În rahat, fizic. Și părinții bisericii au spus că asta este o pedeapsă de la Dumnezeu, pentru că l-a făcut pe creator, l-a făcut o simplă creatură. De aceea noi mărturisim că cel care a venit să se întrupeze este om pe deplin și este Dumnezeu pe deplin. Uitați ce zice Biblia Roman 9 cu 5. Roman 9 cu 5. Patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu, binecuvântat în vești. Cine este acest Hristos mai presus de toate lucrurile? Zice stare, cine -i? Mai tare. Este Dumnezeu binecuvântat în vești de veci. Slăvi să fie Domnul. De aceste sărbători închinete altfel. El merită aceeași slavă ca Tatăl și ca Duhul Sfânt. El merită cinste și onoare. De aceea Ioan spune, acelui ce șade pe scaune de domnie și a mielului, împreună cu mielul, să fie toată slava și toată gloria. Dar cum, Doamne, Tu nu-ți împarți slava cu nimeni. Hristos este de aceeași natură, de aceeași esență divină cu mine. De aceea Hristos merită slavă și cinste și mărire. Amin? Amin? Uitați ce zice Biblia în Ioan, capitolul 20. Să vedem cine este acest fiu care ni s-a dat. 20 cu 28. Deci Biblia așa. Când Toma l-a văzut pe Iisus Hristos, i-a zis așa. Drept răspuns Toma, Drept răspuns, Toma. Toma nu a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, el chiar e chiar viu. Nu, Toma i-a zis, e pronumele personal, lui i a zis, cui lui Isus. Și cum îl numește? Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa că prăbușește înaintea acestui copil care s-a născut și înaintea acestui fiu care ți s-a dat. Înaintea lui Hristos care s-a născut să fie împărat și a venit din altă lume pentru că a preexistat să mărturisească de spre adevăr și spune, Doamne, Tu ești Domnul meu, Tu ești Dumnezeul meu. Amin. Dacă ești nemântuit să-ți dai viața lui Isus Hristos, să vii să spui, Doamne, ai mire de mine păcătosul, Tu știi inima mea, Tu știi suflarea mea, Tu știi totul despre mine, Doamne, vin, Doamne, înaintea Ta și te rog, îndură -te de mine. Amin? Amin. Aduceți-vă aminte de acea întâmplare, cum să o numesc, care se spune cu un om, a iubit foarte mult furnicile. Și multe vreme stătea înainte unui mușuroi de la mare. Și toată ziua stătea și se uita acolo la furnicile alea. Și la un moment dat a văzut din depărtare că vine un tractor cu o roată din aia mare. Și omul acesta, pentru că iubea furnicile, a început să strige cât la ținugura. gura. Furnicilor, plecați, plecați! Vine roata de tractor, o să muriți, plecați! Și furnica duce în spate un grâu de jumătate, nici nu băga în seamă, nici nu înțelegea. Dar ca în orice legendă, să spun așa, omul acesta pentru că iubea furnicile. S-a prefăcut el în furnică. S-a născut el acolo în mușuroiul acelei, acelor furnici. Le-a învățat limba, cultura și le-a spus pe limba lor, plecați, plecați, că vine roata de tractor. Cam asta s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani. Dumnezeu în dreptatea Lui trebuia să ne nimicească pe noi. Dar ce a făcut Dumnezeu? L-a trimis pe Fiul Său Isus Hristos. Să se nască în mizeria noastră, în mușuroiul nostru. Ce să facă? Să ne învețe limba, cultura și să ne spună, pocăiți-vă, credeți în Evanghelie și veți scăpa de judecata Lui Dumnezeu. Crede în jertfa mea, crede că m-am născut și am avut trup și am fost Dumnezeu în același timp care a venit să plătesc păcatul tău. Și prin credința lui Hristos, roata, judecata lui Dumnezeu, să nu mai vină asupra ta a luat-o Hristos, a fost judecat El în locul tău și în locul meu, ca eu crezând în El să am viață veșnică, să am imunitate față de judecata penală a Lui Dumnezeu, ca prin credință în El să gust raiul Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Așa că, frați și surori, dacă atât de mult mai iubit Dumnezeu, credeți-mă, niciun efort nu-i prea mare din partea mea pentru Dumnezeu atunci. Dacă așa de mult mai iubit și te-ai iubit Dumnezeu, nu există efort prea mare pe care să-l faci pentru Isus Hristos. Și de aceste sărbători, gândește-te cum să-ți mai bine viața în 2024 pentru acest rege care a venit să moară pentru tine și a venit să moară pentru păcatele mele. A Domnului să fie toată gloria și slava de acum și până în veci. Amin.